Societatea Vital vine cu câteva recomandări pentru utilizatorii serviciilor de apă și de canalizare. Nu aruncați produse casnice, cum ar fi produse de curățat, produse de înfrumusețare, medicamente, vopsele, tampoane, scutece în toaletă. Nu aruncați ulei de motor în toaletă sau în sistemul de scurgere. Nu aruncați mănușile și măștile chirurgicale în toaletă. Atrageți atenția și explicați copiilor, dar și adulților, modul în care canalizarea poate deveni dăunătoare atât pentru sănătatea oamenilor cât și pentru mediu. Nu aruncați în toaletă nimic altceva decât hârtie igienică. Eliminați medicamentele într-un recipient sigilat sau la un loc de colectare a deșeurilor periculoase. Pentru situații de disfuncționalitate a rețelelor de alimentare cu apă sau de canalizare, utilizatorii sunt rugați să sune la dispeceratul vitale sa.